Și revin din nou despre rangul legal sau ceea ce se cheamă, ce mai rămăsese de discutat, despre escrocherii sau escrocii care vin și spun, da, te plac, dar în rangul de alteța sa regală Ionescu Ion. Pentru că da, te plac, da, am o târnă de supuși, da, am o mulțime de supuși, de curtezani, curtezane sau invers. Ceva de genul duce sau cont. Da, dă-mi denumirea aceasta, după ce ne căsătorim, de duce sau conte, și ai o mulțime de curtezani care te servesc, da, ducele meu, da, contele meu, cu ce vă servim astăzi? Îmi aduceți mașina spălată, împarfumată, neavariată. Terminăm mai departe, trecem. Astăzi o să vină la noi nu știu mai cine. Și o să vă rog să vă comportați ca atare, pentru că avem o nouă afacere, dacă iese, ne iese pentru a noastră zonă, țară, sau mai știu eu ce. Se mulează bine. Să-mi aduceți și o cafeluță și un whisky pentru persoana care vine, ca să o amețesc un pic sau altceva. Iată. Cam așa ar face sau fac escrocii. Doar a luat denumirea aceea. Alteța sa regală, Ionescu Ion, ducele de, nu știu, așa, sau mai știu ce. Urât moment, dar așa e în viață. Partea nasoală e că dacă printre curtezani sau curtezani, curtezene sau curtezance, așa, că da, dacă se aude ceva, v-am spart și v-am tăiat și v-am omorât, că nu-mi pică bine ca pietrele la bilă și vă dau cu fiobilin, când vă duceți una, două, asta e o glumă. Bineînțeles. Dar alții chiar așa fac. Interesant, nu? Escroci. Niciodată nu o să spună povestea escrocii de la Curtea Regală. Infiltrați printre curtezani, curtezancei, știi? Sau chiar în familie. Super, nu? Vă las să discutați în continuare despre ale dumneavoastră subiecte.